Preșcolarii din Râmnicu Sărat beneficiază și în acest an școlar de tichete de grădiniță. Stimulentul se acordă copiilor din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei. Anul trecut la Râmnicu Sărat, numărul copiilor care au beneficiat de tichete de grădiniță a crescut simțitor. Aproape 100 de tichete au fost acordate lunar micuților care au frecventat unitățile destinate preșcolarilor. Comparativ cu anul trecut, această prestație nu a suportat modificări, astfel că pot beneficia de aceste etichete de grădiniță toți preșcolarii care frecventează grădinița, dar a căror familii sunt beneficiare de alocație de susținere a familiei. Este principala condiție pentru acordarea acestui etichet de grădiniță faptul că familia trebuie să fie beneficiară de alocație de susținere a familiei. Acordarea tichetelor sociale este strict condiționată de frecvența regulată a copiilor la grădiniță. Stimulentul ajută părinții să acopere unele costuri de bază ale educației preșcolare, precum gustarea zilnică, rechizite sau articole vestimentare necesare copiilor. Preșcolarul să frecventeze zilnic cursurile grădiniței poate lipsi maxim 3 zile cu acordul părinților în decursul unei luni sau maxim jumătate din timpul pe care ar trebui să-l petreacă la grădiniță din motive medicale, dar numai cu scutire medicală. Dacă aceste absențe sunt mai mari decât prevede legea, pentru luna respectivă preșcolarul nu beneficiază de acel tichet de grădiniță. Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educațional se raportează la indicatorul social de referință și este de 105 lei pentru fiecare copil înscris la grădiniță.